Ne oprim acum la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, care a găzduit aseară concertul caritabil Decembrie de Poveste. Evenimentul a fost organizat de studenții voluntari ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brat din Iași. În fața publicului a ținut un repertoriu de colinde și muzică populară ansamblul tradițional Teodor Burada al Universității de Arte George Enescu din Iași. Colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina ediția de Moldova, a fost prezent la această manifestare și a realizat pentru noi următorul material. Doamne! Alături de noi se află doamna profesor conferențiar Carmen Olguța Brezuleanu, organizatoarea acestui eveniment caritabil, pe care o rugăm să ne spună câteva cuvinte despre momentele inedite din această seară, iată, îndreptate către copiii aflați în situații dificile. Decembrie de Poveste, 6 decembrie 2017, în ziua Sfântului Nicolae, s-a desfășurat spectacolul educațional caritabil, spunem noi, pentru ajutorarea a unui grup de 100 de copii din zone defavorizate și a 150 de bătrâni de la Căminul de Bătrâni din Bogdănești. Sprijinim cu ajutorul voluntarilor, studenților voluntari și a elevilor educația, donând un pix, un caiet, o card minim, o jucărie. Spectacolul l-am organizat cu sprijinul studenților voluntari de la Universitatea de Arte, a studenților Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea Agronomică Iași și a studenților de la Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale de la Universitatea Cuza și are scopul să implice comunitatea în actul de a fi mai buni de Sfântul Nicolae, dar și de a-i sprijini pe copii să nu abandoneze școala și de a aduce un pic de bucurie bătrânilor suferinți de la Căminul din Bogdănești. Județul Suceava. Județul Suceava. Când au început pregătirile pentru acest eveniment, întrucât ați antrenat și antrenați în organizarea acestui eveniment un număr mare de voluntari, studenți de ai dumneavoastră și nu numai. Cam acum 2 luni am pornit organizarea evenimentului. Suntem la cea de-a 8-a ediție a campaniei umanitare, puțin pentru tine, mult pentru alții. De 2 luni de zile ne străduim, facem colectare de rechizite, cum spuneam, hăinuțe în stare bună, alimente neperisabile până în acest moment, pentru bătrâni detergenți și haine și urmează să cumpărăm după spectacol alimente, dulciuri și alimente pentru copii și pentru bătrâni. Iar studenții de la Universitatea de Arte repetă de 2 luni de 2-3 ori pe săptămână, câte 4 ore pe seară, pentru ca împreună să facem o bucurie tuturor celor aflați în suferință sau în nevoie, dar spectacolul se dorește ca semn de mulțumire tuturor celor care au contribuit cu donații pentru realizarea pachetelor. Vedetele din această seară sunt studenții, așadar, alături de dirijorul, profesorul Ciprian Chițu. Ei au repetat, așa cum ați spus dumneavoastră, dar am văzut pe scenă urcând și copilași care au cântat, iată, cu orchestră. Da, este vorba despre ansamblul Teodor Burada de la Universitatea de Arte din Iași. Sunt seniorii, studenții, sunt formația instrumentală Teodor Burada, dar este și ansamblul Mini Burada, pregătită de profesorul Ciprian Chițu, căruia îi mulțumim pentru efortul deosebit pe care îl face voluntar în ultimii 3 ani și ne ajută să facem împreună faptele bune, pentru că faptele bune se fac doar împreună. Cât de mult contează aceste daruri pentru beneficiarii pe care îi aveți în baza de date? Contează foarte mult. Noi organizăm, spunem, activități educative caritabile pentru că aducem copiii la Iași și poate văd pentru prima dată Iașul. Pregătesc un program artistic și ei, fie pentru, și nu numai în perioada sărbătorilor de iarnă, facem mai multe evenimente de acest fel pe an. Invităm din comunitățile defavorizate doar copii care merg la școală și au rezultate bune la învățătură, dar locuiesc unii dintre ei fără căldură, lumină. Ați avut în acest an și ca în fiecare an și partener biserica prin câteva parohii. Aș dori să menționați implicarea bisericii și, bineînțeles, a preoților care v-au susținut și au încurajat această activitate. Cred că așa trebuia început. Organizatorul principal, inițiatorul este Asociația Calea Vieții, Tineri pentru Bătrâni, Bătrâni pentru Tineri Iași, pe care o avem în parteneriat noi 2 cadre didactice de la Universitatea Agronomică
astronomică împreună cu părintele Aurel Mărgianeanu de la parohia Nașterea Sfântului Ioan din Botezătorul din Bucium și în parteneriat, în toate demersurile caritabile pe care le facem, îl avem și pe părintele Mihailă Dumitru de la Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din Tătăraș. Acolo avem ca grup țintă un grup de 50 de copii care trăiesc într-un bloc dezactivat de la utilități. Și faptele bune le facem împreună. Felicitări pentru această activitate și la cât mai multe astfel de manifestări în anii ce urmează, pentru că este nevoie ca persoanele sau copiii din zone defavorizate să simtă că nu sunt uitați. Mulțumim, mulțumim, să dea Dumnezeu să reușim să facem în continuare cât mai multe evenimente. Am ascultat un material pregătit de colegul nostru Constantin Ciofu, redactor la ziarul Lumina, ediția de Moldova.